zdravana. Fai, dar nu se închide bine. Da, stai, boală! Se pune aia cu mine. Așa bine, e curată. Că mă apucă spumele! Sale dracu de uși! Sper că astea stau închise. Fuci! Eu v-am zis, tanti, că nu e cine știe ce. Făi, ce te tot plângi atâta? Ai lumină electrică? Hai! Zi-mi mersi, că eu la vârsta ta m-ardeam. Vreau să zic că ardeam câte 10 lumânări pe noapte ca să învăț pentru școală. Care școală, tanti? N-ai zis că matale n-ai fost niciodată la școală? Pentru școala vieții, făi. Adică mai pe românește te... Nu mă învățam! Așa mă... E o diferență. Da, da, ai început de tânără. Vezi? Și pe mine nu mă las să învăț. Vrei să înveți? Firește că vreau. Foarte bine. M-aș pun la prăvălie, ia-ți un set de lumânări, 10, și pun-te cu burta pe carte. Dar ziceam să mă pun cu burta pe altceva. Așa cum făceai matale. Nu înțelegi, fai, că nu făceam. Cum nu făceai, tanti? Că tocmai ai recunoscut. Ai, bre, tanti, că vreau să am și un bărbat lângă mine. Să mă simt și eu femeie ocrotită, că toate proastele au iubit. N-am înțeles. Și ce vrei, să intri în rândul proastelor? Nu faci mai bine cum te învață baba, că te ține rândul deșteptelor, care așteaptă un bărbat adevărat, carne macră, fără os. Mă rog, și cu os, cu os din ăla adevărat, ca lui Mărlanu, Mărlanu e bărbatul de care ai tu nevoie. Glumiți, tanti. Ești gânfată, nu glumești deloc. Cu el împăcăm și capra și varza, că tot te visești tu, capră. Dar eu nu-l plac. Și ce? N-ai zis că ai nevoie doar de un bărbat care să te protejeze? Cine a vorbit aici de plăcut? Ai nevoie de o namilă, domn, și Mărlanu e cea mai namilă dintre namile. Plus că n-are tupeu să se apropie de tine și să profite cu ceva, că l-a somez. Știi cum? Rămâne fără o zbalvărtezi. Vezi, stai cum îți rezolvă baba toate problemele. M-ai făcut baba că te prăfui. Nu, eu nu. Vezi că dai cu capul în aia și o strici. Ai venit să mă vezi la lucru? Nu, am venit chiar să lucrez. Dar e tora mea. Știu, dar pentru că eu nu am niciun pachet, am să lucrez cu unul de-al tău, ca să-mi reintru mână nu de alta. Glumești, nu? De ce am eu față de clown? Dar pacienții mei s-au învățat cu mine, nu cred că o să fie de acord. O să fie, ca să-i convingi tu să fie. Ca o bună colegă și asociată ce-mi ești. Că ești, nu? Măi, Dezi. E, mă rog, dar dacă nu vrei tu să fii o bună colegă și asociată, să știi că poți să revii imediat la statutul de simplă angajată, că presupun că nu ai uitat al cui este cabinetul. Păi și acum dacă avem acordul mătușica, putem trece la fapte. Ai doar acordul mătușica. Păi și ce mai trebuie? Al meu, Mârlane. Poate o iau imediat, că odată ce mă sui pe tine, vezi cum îți dai acordul și mă sui de mai multe ori ca să-ți dai mai multe ori acordul. Da, te stai, Mârlane, așa. Ce mai e? Mătușica nu și-a dat acordul pentru ce vrei tu să faci. Ba da, am vorbit eu cu ea, a zis că vrei să ai un bărbat lângă tine. Aha, lângă, nu pe mine, Mârlane. Și care să te facă să te simți femeie, na. Femeie ocrotită, ai omis un cuvânt. Ocrotită, știi, adică protejată. Exact, eu mă sui pe tine ca să te protejez, voi, că scapa din garzii. N-ai văzut pe Kevin Costner în filmul cu același nume, când se suia pe Whitney Houston în filmul cu același nume, când, ca să o protejeze cu trupul lui. Cum s-a sui pe ea? În 3 secunde a fost goală. Mârlane, mătușica nu și-a dat acordul să mă dezbraci. Știi, eu zic să o mai întrebi odată, ca să nu cumva să strigi viața. Că tu nu ești Kevin Costner. Să mor, tu, dar eu ce am pădui pe mine, ce am și semăn cu el. Cel puțin la păr. Cum îți place, cu cărare sau cu...
Ce faceți, tanti? Mă epilez, nu se vede? Păi așa? A, păi cum, că aparatul ăla de tuș nu încape în nări, că am încercat. Ia zi, păi, s-a mutat mârlanul la tine? Păi, vrei să se mute la mine? Păi n-a fost vorba, pui să-ți asigure protecția, cum vrei să o facă, prin corespondență? N-ai zis tu că ai nevoie de un bărbat lângă tine? Am deja. Ce toante ești? Ce mai seme lumăta? Păi, Afrodita e femeie! O fi ea dură ca un bărbat că e polițistă, dar tot ce țoase! Tanti, am bărbat adevărat, un iubit. Da? Păi ziceai că n-ai! Am mințit că am vrut să-mi dați mai întâi acordul și după aia vă spuneam. Vreau să-l cunosc. Nu e nevoie. Ba e nevoie, că trebuie să știu dacă pot să-l țin sub papuc sau nu. Că dacă nu pot să-l țin sub papuc, îi dai papuc și v-al vârtești, că eu n-am nevoie la ușa mea de hântrălăi din ăștia flusturatici care să-și bată joc de mândrețea mea de căprioară și după aceea eu să nu mai am ce să fac. Zic când mi-l prezinți. Nu e nevoie, pentru că știți. Nu știu? Dar unde? Stă aici cu dumneavoastră în vilă. Dar nu pot să vă zic cine e, că m-a rugat să ne iubim în taină. Păi m-am liniștit, făi, că dacă e vreunul din tantele de aici din vilă, nu am nicio problemă, că pe ăștia i-am pătat sub papucul meu, la degetul meu mic, da? Și s-o crezi tu că nu aflu cine e. Mărlanele, îmi pare rău, dar lasă, că te consolești cu mine. Așa ceva nu se poate, Tanti. E, ba se poate, că eu te las. Zic că te lăs tarocului, că acum vorbeam altceva. Mă refeream la ce a zis Sofica. N-are ce să fie din vilă. Pupăz are gagică, chiorete are, că altfel era cu matale. Și gogoașă e de neam. Doar nu vrei să fie incestoasă. Tu mușcă-ți limba! Sau mai bine, vrei să-ți o muști de fata? De ce trage, pleca, cu vorbim serios! Plus că eu am iubițică, că până la prima contrariu eu sunt cu Sofica. Ce vrei, să-l înșel cu mata? Păi vezi, unde rămase? Ah, n-are niciun iubit în vilă, în afară de mine. Ea zice așa ca să mă încerce, să mă facă gelos, să mă verifice dacă o iubesc cu adevărat. Că dacă batale mai lăsa să-i dau dovezi concrete de vorba aia, n-ar mai... Mă lași? Te lași doar la nivel de mozol superficial. Să nu te pui, dracu, să pui mâna unde nu trebuie, că te lași ciung! Să rămână, tanti! Ce mă ieșiți? Lasă, dracu, mâna, că mâna la mine e zona electrogenă. Dezi, ai consultat deja 2 tonuri, ți-ai intrat în mână? Ba da, dar acum nu mai pot să-mi ies. Dezi, pacientul care vine o să facă scandal dacă nu-l tratezi. Eu că s-a obișnuit cu mine, vrea într-un anumit fel, îi place bine, să te... Bine, bine, am înțeles. Tratează-ți-l. Eu nu o să deranjez. Oh, ce bine. E, n-a trebuit să stau eu acolo la birou? Dar nu e musai. Ba să știi că de pe canapea s-ar putea să ai mai mult succes. Că par mai apropiată de pacient. Dacă vii aici, o să par superioară, arogantă chiar. Și asta erită suplimentar pe nevircos, să știi. Auzi? Dar nu vrei să mă întind eu pe canapea și să-l pun pe el aici, la birou, în locul meu? Nu, să știi că la asta nu m-am gândit niciodată. Și asta e o idee bună. Îi poți da pacientului senzația că e stăpân pe situație, că el e șeful. Iar asta îl stabilizează psihic. Mă, tu ești bună, mă. A știut Iulica pe mâinile cui lasă cabinetul. Auzi? Hai, întinde-te tu acum să experimentăm metoda cu ăsta care vine acum. Hai, întinde-te, că acum intră pe ușă. Dar nu așa, doamnă, relaxează-te. Așa, fii relaxată. Dumneavoastră sunteți psiholog? Desigur, luați loc. Nu, lăsați. Văd că deja aveți o pacientă, pacientă care s-a dat drept psiholog în locul dumneavoastră și m-a scos
labil psihic, cu acte, adică nebun. Dar o să plătiți pentru asta, o să plătiți. O să vă chem în judecată, o să aveți de-a face cu avocații mei. Da, la tribunal le vedem. Doamnă Samate, stați puțin, vă rog frumos, că și eu sunt psiholog și... Vezi ce-ai făcut? Păi nu înțeleg de ce s-a supărat ăsta așa de tare, că chiar e labil psihic, e pus diagnosticul bine. Mersi. Ce faci, bre? Nu știi să bați la ușă? Nu! Dar s-ar putea să bat altceva dacă mă mai pui la punct în casa mea! Ia zi, pupăzel, ce este între tine și Sofia? Care Sofia? Capitala Bulgariei! Între mine și capitala Bulgariei e granița. Dar de ce? Sofia, adică nepoata mea, pupăzel, mă face pe prostul cu mine, că s-ar putea să te cred. Te vezi și cu aia? Nu ți ajung Afrodita și Desirea, femeiatule? Iubi, dar n-am nicio treabă cu aia, jur! Baba asta e nebună! Vrea să ne despartă ca să mă călărească ea? Ce aud? Pă cine faci tu nebună, mă, picăjetule mei? Pe tine! Și dacă mai încerci o singură dată să bagi strâmbe între mine și iubițica mea, te trimit acolo unde trebuia să fii de mult! Așa? Nu! La cimitir! La cimitir, iajoară! Ieți! Ieți! O, nebună! Ieți! Pupăza! Nu mi-am imaginat niciodată că poți fi atât de... Nu sunt afemeat! Atât de curajos! Păi când e vorba să apăr ceva ce al meu, devin fiară. Da? Eu credeam că doar când e vorba de bani. Ah, măi, iubimă, de când sunt cu tine, banii nu mai contează pentru mine. Da? Păi de să-i țin eu, iubi? Ai nebunit. Vrei să fii ținta hoților? Lasă-i naibii de bani. Unde rămăsesem? Îmi explicai ce legătură ai cu Sofia. Dar n-am iubit nicio legătură, ar vrea ea! Ar vrea ea? Da. Interesant. Sigur că da. Nu că sunt? Măi, omule, înțelege că și eu sunt psihologă ca și ea. Da. Dacă vrei, îți arăt diploma. Nu, mulțumesc. Ce să fac cu ea? O hârtie de-aia cu nume fals, xeroxată, poate să-și procure oricine. Să fie ce vrea el. Și în primul rând nu trebuie să-mi o arăți mie. Trebuie să o arăți judecătorului. Că așa cum ți-am promis, te dau în judecată, da? Ne vedem la tribunal. Poate ești nebun? Habar n-am. Că nu m-a consultat niciun psiholog adevărat. O să pierzi procesul, o să pierzi și o să-ți cer daune miliarde, mă, miliarde! A, ești pe manevră cu justiția? Păi de ce n-ai spus? Că nu mai mă duc să te dau în judecată, mă duc să le spun la presă. Tot cu ce vă ocupați voi, șarlatancelor. Idiotul ăsta ne dă dracu imaginea. Ok, ok. Zice, vrei ca să o lași baltă? Ne-am înmuiat, când e vorba de presă. Păi normal că presa nu puteți s-o șpăguiți voi ca pe justiție. Auzi, ce ai zice de un 10.000 de euro pentru confidențialitate? Doar atât? Nu. Și câte un consult săptămânal, așa mai amănunțit, mai la pielea goală. Mă, tu ești în ucigaș, așa zic eu. Se prea poate, nu mi-ai pus tu diagnosticul că sunt nebun. Mă rog, la mișto, dar l-ai pus. Mă, tu știi cine e iubitul meu? Aparatul de electroșocuri? Fane Baros, idiotule! Și dacă află ce mi-ai cerut, te omoară, mă, te omoară! O, Fane Baros, păi dacă Fane Baros e gagicul tău, înseamnă că eu sunt bărbatul lui Angelina Jolie. N-ai vrea să o pui odată cu Brad Pitt, ha? Hai că-l las și barbă. Nu, că tu ești chiar sinucigaș. Mă rog, dacă nu vrei, nu vrei, e treaba ta. Dar pregătește-te să devii vedetă de primă pagină a ziarelor. Dacă te răzgândești, știi unde mă găsești, nu? Du-te! Tu! Auzi, mă, asta nu era... Ba da! Păi și tu ce faci, mă? În loc să-ți iei o oră, două în plus ca să-l calmezi, tu-l expediezi în 2 minute. Du-te imediat după el! Du-te! Du-te tu! Uau!
dragi am! Puțitul și eu gozul scârba! Mine să-l omor! Iubi, vrei să te ajut eu? Nu! Dar vezi că e cum ți-am spus? Câteodată îți vine să omori un tâmpit de genul ăsta care îți distruge viața. Bine! Dar e imoral, ilegal și îngraș. Cum îngrașă, iubi? Păi mortul nu se umflă. Mă, prost ești, mă, vorba vine. Nu știi că tot ce e bun e imoral, ilegal și îngrașă? Ca mine, că și eu sunt puțin ilegal, puțin imoral și poți să te și îngrași dacă vrei, facem și noi un pui. Zut! Că n-am chef de niciun pui, da? Și ar fi bine să devii brusc, moral și ilegal, ca să-i se alege praf, ai înțeles? Și să știi că nu glumesc. Dar e greu să mă schimb și chiar tu ai zis, satineor, că-ți vine să mai omor pe cineva. Îmi vine, mă, băiatule, dar mă abțin. Mă abțin și ar fi bine să faci și tu la fel, ai înțeles? Că altfel să știi că... eject la tine. Iubita mea, mă, dar cine te-a supărat, mă? De ce ești așa nervoasă, mă? Tu ai pleacă de aici, lasă-mă pace. Chiar iubițelul tău nu poate să te facă să te simți așa mai bine, nu? Dacă te mai oprești odată, te omor. Auzi, iubire? Iubire? Sofica? Sofica? Sofico! Cu mine vorbeai? Păi dar cui crezi că putea să-i spun eu iubire? Cine putea să fie? Oricine. Cum adică oricine? Normal, nu oricine, ci doar o balenă. Dar tu nu ești balenă, Sofica. Ai dreptate, vezi? Deci nu pot să fiu iubita ta. Auzi, ia vezi, că dacă tante a zis că ești iubita mea, ești iubita mea, nu mai comentăm, da? Când a zis, nu știa că am pe cineva. Da, acum știe, așa că scutește-mă. Ai pe cineva? Sofica, tu ai pe cineva? Zi-mi numele imediat, că găsește dragi. Nu vreau. Nu vrei, nu poți, că tragi cioace, tragi cohaiele, aia faci. Umbli cu iubitul vopsit, zici că e papagal, cu papagalul vopsit. Mărlane, tu ești singurul papagal din viața mea. Tu să... Adică! Fiecear vagabond, o să apă dacă ți-l prind, dacă nu ți-l... Află cine-i medicul și iuflu botul ca lui Marilena Jlițu, ca lui Gira Pistol, dacă nu-i fac botul cât am poale de locomotivă, îi dau gură până îi se umflă gigile ca țâțele tale, auzi? Vă dați seama că eu stau cu sabia lui Baros ăsta, cine-o fi el deasupra capului? Dacă vine și mă omoară, cum a zis. Ce e, mă? Ba, așa mă, te-am amenințat eu? Am zis eu că te omor? Pe atunci poate ar trebui să o fac, mă, ca să fiu parolist. Nu, șeful, nu e nevoie. Ba e, mă, e, că pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești și vrea să-ți distrugă și relația cu iubita, căreia nu-i place, cu omori oameni. Eu nu vreau să distrug pe nimeni și nimic, șeful, vă. Păi să nu vrei, mă, să nu vrei. Că ajungi în fundația blocului care se construiește vis-a-vis. Titor te fac, mă, titor. Cine e ăla? Ăla care pune umărul la ridicarea unei clădiri. Vino să-ți arunc. Dar șeful, n-am făcut nimic, eu vă rog să mă lăsați în pace. Flușturatica asta de Sofia ne amenință relațiile. Mie nu, că eu n-am niciuna. Păi nu ești cochiorete? Nu, mă, m-am prefăcut că m-a rugat să-l scap de obsedata aia bătrână. Aiurea, ăla a fost motiv ca să se apropie iar de tine. Știi că e timid, că am înțeles că ați mai fost împreună. Am fost, dar m-a despărțit pupăza al tău de el, că mi-a sucit mințile afemeiatul. Deci e adevărat că e afemeiat. Știam eu. Cu atât mai mult trebuie să o țin la distanță pe țărâncuță. Și-i face bine să o ții și tu de chiorete, că ăla încă mai ține la tine. Dar de unde știi tu? Mi-a zis pupăză. Știi că bărbații se confesează între ei mai ceva ca femeile. Hai zi, vii să o amenințăm împreună pe țărâncuță? Că unde-ți doi, teroarea crește. M-aș veni, dar să știi că n-am timp. Dar stai liniștită, că la ce față ai, o să te descurci și singură. Săruna, tanti! Da, stai!
mâta. Acum, culcat, ascuns, ascuntăm, încep pe dimineață. Ia zi, făi! M-ai chemat să-mi zici care e iubitul tău? Nu. E, atunci o să fii cu Mârlanul. Dar nu pot, tanti, că Mârlanul e violent. L-a amenințat pe unul în fața mea. Și dacă e violent cu alții, o să fie și cu mine. Că porcul schimbă și e cu tanăra vuba. Nepoțica mea preferată, termină odată cu tâmpenile astea! Cât trăiești, eu, Mârlanul, nu o să-și permită să te atingă nici măcar cu un deget, că l-o omor. Păi ieri m-am îngâiat, omorâți-l. Păi, când am zis datici, m-am referit la o scatoalcă peste mutră, să nu-și treacă vreo mamă de bătaie. Dar să te mângâie are voie, că i-am dat eu voie, dar nu în locurile esențiale. Cum i-ați dat voie? Normal că i-am dat voie, făi, n-ai zis că ai nevoie de un bărbat care să te protejeze? Și dacă vrea mai mult? Dacă vrea mai mult, îi dă fata. Vă rog frumos, rămână. Nu mai vreau nimic. Ba uite, dați-mi voie să vă ofer eu o mică recompensă pentru stresul pe care vi l-am provocat amenințându-vă. Rămână, vă rog mult de tot și uitați că am trecut pe aici vreodată. Bă, tișne, vă mulțumesc, rămână. Doar i-am zis de Baros și... Ce înseamnă să fii interlop? Și l-am obligat să iasă din asta. În câteva luni nu o să mai știe nimeni de jupân. Na, nu e bine, nu e bine. Nu e bine. Păi, nu ziceai că nu ne lasă tanti să facem chestii de-astea? Și dacă nu ne lasă, ce? Important e că eu te vreau acum. Sunt flotat, ăsta flotan, flotor. Sunt flaușat, mă bucur, dar tot trebuie să-i zice lui tanti, că dacă află că am făcut-o fără să-i zicem, aia ne omoară și nu-i păcat să o facem doar o singură dată. Că... Nu te ești complet idiot? De obicei da, dar acum nu cred. Adică eu ard în flăcări de dorință ca Ana Lescu și ție-ți stă capul alta. Și la cine? La o babă, tocmai la o babă. Fătălăule, fricosule, urâtule, porcule. Dă Doamne să mă pocnească. Ești un o balenă în pantaloni. Ce faci, mă, nu mă pocnești? Păi de ce? Că tot ce ai zis e adevărat. Mai ales treaba cu balena în pantaloni. Dacă spuneai minciuni, te pocneam, dar așa... Da? Cuceritorule, frumosule, inteligentule. Ce faci, mă, nu dai? Că-s minciuni. Păi știu, dar îmi place cu sură, ia mai zi. Ce? Stai! Stai! Ce s-a plâns? Că eu sunt cuplat! Lasă vrăjeala, că eram de față când a spus de ziroaică, că nu mai are ce cătapa acelea. Ce? Să știi că eu sunt cuplat cu altcareva. Cu care altcareva? Nu poți să spui. E, nu spui? Nu scapi. Cu? Te-ai cuplat cu Ema? În nici într-un caz vrea, nu-s cuplat cu Ema, ce ță? Păi, tătălăule, n-ai spus adineori că ești cuplat cu Cucu? Aoleu, stai așa, că Cucu mai e și Van Damme. Tu ești cuplat cu Van Damme? Bă, tu ești... Da, sunt. Ce bine-mi pare, pentru că n-am făcut-o niciodată cu un bisexual. Se vreau! Stai mereu, Bren, te mai prăbăni ca grindina, că nu-s cu Van Damme. Sunt cu muiere, na? Muiere? Da. Numele? Dovada, că altfel... Stai cu boatul ăla când am... cu sofica mea tale, na? Ca să-și... Da, eu să amorezul ăla de umbră pe care îl ținea ea ascuns de mea ta. Păi și de ce nu mi-a zis tu, Anta, bă, că tu ești super, mă, ești și polițist, ești amant, stai, ești doi într-unul. Sunt. Dar să te pui în dracu, să mai zic cu Desire, păi te profi cu eu, n-am nevoie de fusta G la ușa lui nepoată mea, clar? Nici într-un caz nu-s cu trânsa, bre, că mă tale cu groama tale, zic că nu mai scuia. De ce nu mi-ai zis, prostuțule, că țin la tine, că și eu mai țin la tine? Ia uite! Deci așa, fustangiu, penal ce-mi ești. E să te împingă cu coarne, să te mai apropii cumva de comora mea, că-ți degradezi pantalonii. Hai, să-mi... Da, țara-n trecut să-ți... Culiță! Fii
țară, hărcavră. Comoară? Comoară. Da, are ea un cufăr cu mileuri și cu ștergare. Îl ține de zestre, de. Căci că fiindcă și-a de mintea la măritici, vrea să mărite hârca, nu zici? Nebună, de. Silica, îmi parcă ai zis că tu mai simțești ceva oarece pentru mine? Mhm. Tu te... Toanto, de Mărlanu, care băiat cu minte și fidel, nu te îndrăgosteai? Dar trebuie să ți se aprindă călcâile după un frusturatic, după un coate goale, un fustangiu, ca ciurete. Ce face? Își spui eu ce face, te înșală tuto, te înșală cu dejriga. Și din când în când și cu mine. Dar cine a zis, tanti, că eu sunt cu Chiorete? Nu mai nega, că știu adevărul, am aflat tot astăzi! Deci înainte nu-mi ieși de-un cuvânt, că altfel te fac pachet și te trimit la mătă la țară! Deci înainte o să fii cu Mărlanul, să fie clar! Nu pot, tanti, Mărlanul e violent, eu v-am zis! E pe dracu violent! Să văd eu că te pleznește și după aia mai stăm de vorba! Ok, tanti, o să vedeți! Bine! Păi, cu el, ușa? Nu! Ușa. Până acum nu se închidea și acum ține închisă aici. Deschide-te, făi, că te fac scopitori. Așa. Mă ajungi că se poate. Ale dracu să fii. Ia să vedem. Nu. Trebuie mai încoace. Cu pumn trebuie, cu pumn, da. Măi, Mărlane, nu fi mămăligă. Hai, cu ăsta la altă, în partea asta. Știi tu de ce? Nu, dar îmi prinde bine. Mersi. Iubi, dacă îți face plăcere, mai ai și tu la o bere cu băieții. Care băieți? Care băieți? Foștii tăi locotenenți. Ah, din armată. Nu, mă, ăia cu care te vedeai înainte. Cu care făceai bani. Teo, tu vrei să mă văd iar cu interlopii? N-am nu mai zice așa. Cu prietenii, dragă, cu amicii. Și... ieșiți voi așa la o bere ca să mai țineți legătura. Pe ce vrei mai târziu să-mi zici că ți-am distrus cercul de prieteni, că te țin în lesă? Plus că nici nu știi când ai nevoie de ei, nu? Dacă trebuie să ne mutăm, a? Și nu o să ne care mobila. Ce, prietenele mele? Te rog. Ha, corect, deșteapta mea. Ce faci defect tu? Acum nu te închizi? Să seamă, închide-te că te fac furcele! Așa? Vezi că se poate? Uite asta, anti, ce mi-a făcut Mărlanu! Foarte bine, fai, că ți-a făcut așa ceva! Păi ce vrei? Nu să-l înșel cu descreieratul ăla de Chiorete și el să stea ca balăga încornorată? Asta-i dovada de iubire! Nu pot să cred! Nu poți? Păi mă duc să-l aduc în coadă să te mai pălească iar! Nu, tanti, stați, tanti! Nu, 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 nu! Ce-ai făcut? O să ne omoare, baba! E, și nici nu m-a apucat să facem sex! Betty, tu o să mori virgină, să știi! Treci imediat la ea ca să ne cerem scuze! Auzi, nu te duci doar tu? Că baba ți-a prins frica! Ai văzut! Ce? Wow! Dar ce brand are sfrijita mea! Sofia? Măi! Sofia? Sofia? Fata! Mai m-am gândit să... Scuzați! Pupăjel! Da? Cu Sofica mea! Nu!
Deci tu ești iubitul ei secret până la urmă, a? Nu. Și atunci de ce te-ai răgnit la mine în casă, bă? A? Și de ce? Nu te leșina peste căprioara mea. Dacă tot vrei să leșini, leșina cinci în familie. Păi, ce te tot plângi atâtea? Atâtea? N-are ce să fie din vilă, că pupă-ți are gagică, Chiorete are gagică. Hai! Okay. Te vezi și cu aia! Nu ți ajung Dezire și Afrodita, femeiatule! Iubi, n-am nici o treabă cu... Păi stai, voi filmați? Da! Da? Și acum spuneți? N-am știut. De regulă? E un reality show. Po cine a fost tu nebună, bă, pricajetule, hai? Pe tine! Și dacă mai încerci o singură dată să bați strâmbe între mine și iubițica ta, o să te trimit unde te locul! Nu e mea, ta să știi. Stai. Dacă vrei, te iau pe tine locuiei. Hai! Vezi? M-am enervat și mie și colonul! Ce mie, hai să acum voia! Lumina și etc. și altele. Și eu plătesc tot ce consumă el, mă. Pupăză, la Mârlanu, în tot timpul e stinsă lumina. Dar în cap, bă, că atâta poate să facă creierașul lui ăla micu. Curete, o avea creierașul mic, dar portofelul se laudă că-i mare. Doar să laudă. Ha! Se laudă doar, a? Mârlane, de ce ai bani de trandafiri, dar să dai în casă, nu? Am făcut și eu un efort, bă, că trebuie să o cuceresc pe Sofica. Și dragostea cere sacrificii. Știu, Mârlane, știu, că și a mea cere, dar cere triplu cât a ta. Și nu mai am ce să dau, că trebuie să-ți plătesc fie toate lumine lăsate aprinse, toate căsile pline de apă. Halt! S-a bolnăvit? A început să spele? Nu, mă, nu! Se joacă cu rățuștele! Mă joc cu domnul, mă antrenez pentru când o să am copil, da? Da, mă, da, dar nu pe banii mei, că de-aia mai am doar 100 de lei în portofel și un mare gol în buzunar. Ah, că rana din pulpă nu mă lasă! Du-te, bă, de aici, mai ai doar 100, pune-mi pariu pe 100 de lei că n-ai 100 de lei în portofel. Ia uite-o! Os! Ha! Ha! E la suta! Cine? Cine că-l joc în picioare? Unde e hoțul? Peti! La cine mă bag? Aha!
Ai pierdut pariul, că ai zis că ai și n-ai de bani. Nu, Mărlane, nu! Pentru că din momentul ăsta facem toate cheltuielile din casă, jumate, jumate. Păi de unde bani? Că eu n-am. A, n-ai bani? Deci n-ai? N-am. N-ai? N-am. Nu ai? N-am. Atunci astea sunt ale mele. Când trebuie să mă duc la Betty să o îmbunez, că poate îmi dă măcar o parte din banii pe care mi-a furat. Mi-a luat urzicile. Să răzbună pe mine că i-a umplat matracul ca în portofel. Bau, bau, agri caioti. Din cauza ei să nu pot eu să o cucerez pe Sofica. Auzi, mă? N-ai cumva o poză cu Afrodita goală? De ce, Mărlane? Vrei să-ți alungi singurătatea? Nu, mă, să o pui la prostă în portofel și să o vadă aia, balaura. Și când o vedea, o să plece dracu, să se ducă din viața noastră, când scăpăm de ea. Când... Hai sau n-ai? Mărlane, dacă aveam vreo poză cu Afrodita goală, la momentul ăsta eram stăpânul universului. De ce n-o pozezi tu? Că doar ai intrare la Sofica. Și dacă îmi dai și mie o copie, poate te înscap de datoriile care le ai la pupăză, bă. Am datorii la pupăză? Du-te la Rățuște. A Rățuște? Auzi? Cum e Afrodita de servici săptămâna asta? Mărlane, dacă te gândești să vii la mine când nu e Afrodita acasă ca să... Nu, dragă, că m-am hotărât. Până la nuntă nu facem nimic. Nuntă? Poate ești idiot? Da, da, am voie să intru în biserică, că m-am interesat. Ăștia sinucigașii n-are voie și eu nu sunt în aia. Din păcate. Și tocmai de-aia te întrebam de Afrodita. Că vreau să viu când e și ea acasă, să nu ne apuce damblarele, să ne apucăm de oarece... Auzi, dar nu vrei tu să vii când e doar ea acasă, a? Nu, drag. Ba da, adică când e numai ea. Când... Salut, Suțu. Auzi, nu știi de unde să cumpăr un pistol de jucărie mișto, mă, dar care se semene cu dele adevărate? Pe la ce vă trebuie boss? N-aveți de la adevărat? Da-ți! Nu, nu mai am. Doamne ferește să ne audă. Zici, știi sau nu știi? Nu știu că... Păi azi copil să mă joac cu pistoale de jucărie. Nu mă, tu te joci cu Rățușca, mă. Dar mă gândeam că atunci când ai cumpărat-o, poate ai văzut pistoale. Nu mă joc cu nicio Rățușca, mă joc ca să mă antrenez pentru când o să fiu tătic. Da? Păi atunci interesează-te unde sunt pistoale. Că dacă faci băiat, mă, îl ați rupe capul dacă îl pui să bălăcească Rățușca. Știi? Că paza bună trece prin vestiarea. Ceau, iubi. Unde ești? Nu mai zice iubi. Ok, iubi. Asta adică, dragă, ești acasă? Nu, sunt la birou. Perfect. Adică, păcat că vreau să trec pe la tine. Păi treci. Numai să-mi spui cât stai, ca să știu să rămân aici. Simpatică ca de obicei. Te pup. Eu nu. Așa, tăticule. Ia să vedem noi acum. Ce? A, face duș. A închis apa. Iese din cadră. Să pregătește. S-a șters. Și acum trebuie să iasă. Păsărica! Ce-a făcut păsărica, Mărlane? Am vorbit, am văzut iadul!
Ce cauți, breacii? Iete, bă, ce te roade pe tine, curiozitatea. Am venit să fac curățele, nu nepoată mea. Că nepoată mea trebuie să se poarte ca o doamnă. Și doamnele nu fac menaj. Decât din ala natura. Și a zis să dau și o rapănul jos de pe mine. Dar tu ce păcatele mele faci cu aparatul ăla de fotografiat? Hai! Hai, zici că o pozezi pe sofica mea goală, că te termin! Nu, că n-am lubre! Păi atunci pe cine mă, pe Afrodita? Aaaa! Pozezi-l pe sofica cu Afrodita, că te casi! Nu, bre! Atunci pe cine mă? Pe... Ce drață căută? Pepe la sofica mea! Aaaa, stai așa, că acum vin la casă. Te pomenesc că Pepe e iubitul ăla secretă care-mi vorbea. Ah, ține-mă, Doamne, că dacă nu ți-l târnă, îi văd așa. Și pe el, și pe zăvoranca aia care e bună de gură. Dar să-ți țină pândrăloa ca să nu e stare. Dar să te pui eu dracu, mărlane, să mă induce în eroare și să mă încing degeaba cu zăvoranca, hă? Că te pisesc ca pe usturoi! Stai bine că nu pe usturoi am vrut ăsta, nu pe Pepe am vrut să-l pozez! Da, pe cine? Pe Matale! Ce aud? Ce auzi? Mărlane! Ce? Tu vrei să o înșel pe sofica mea cu mine? Eu vreau! Nu! Stai acolo că am... Nu pentru mine te-am pozat! Te-am pozat pentru un prieten al meu care te place! Ce aud! Am și un iubit secret care mă admiră! Dă-mi cu adresa lui să mă duc să-i arăt toată! Stai acolo! Dă-te că-mi stai, că mă duc până la el acasă, îl trebuie de șate și mă întorc să spui. Fugi de grabă! Hai că a plecat, hai nu știu. Hai că mă duc și el, hai! Mârlanu m-a pozat goală! Nu pe tine, Faie! Pe mine m-a pozat goală, care un prieten care mă iubește în taină și e topit după asta! Dar ce-am făcut? Și mă, uita, te ajut cu plăcere, zi. Unde să dau cu mă buzi? Ce-i asta, bun? Ce-i asta? Ia jucărie! Nu mi-ai spus tu să cumpăr o jucărie pentru puștiul ăla la care trebuie să mergem în vizită? Și altceva n-ai găsit să-i cumpăr, nu? Era musai să fie armă, ha? Păi ce vrei să iau, mami, rățuște? Să ajungă ca mârlanu? Iubim! Să dea naiba să fie vreo armă adevărată în casă. Uite-te bine la mine, să dea naiba să fie. Cu... că te împuși cu ea! Ia zi, Mărlane, ai adus banii de care ți-am zis? Că ce, na... De unde, bă, că iau salariul de-abia dar peste... Dar pe cine interesează când iei tu salariul? Trebuie să te împrumuți, mă, să faci rost de bani! Păi cine dă-mi ia pe foamete asta, bă, căci că e criză! E criză? Și atunci de unde ai avut bani de flori, mă? Care flori? Care flori? Are de la spate! Unde vezi tu flori la spate? Uite astea! Astic! Atunci și astea sunt ale mele, mă, că trebuie să le duc lui Betty ca să nu intre și ea în criză. Și da, vreau să merg pe ele la Sofia. La Sofia? Lasă-mă că bulgarii au destule flori că sunt grădinarii născuți. Hai, fugi și fără rost de bani că ritmul ăsta rămâi fără iubițică, spun. Las că vedem noi care rămâne fără iubițică. Cine a mutat mobila? Sofie, întorci șeful. Bună
ziua! Ieși tu până afară, drăguță, și vezi dacă e bună. Afrodita goală ea, dar cu atât lăși aia trănățuțele. Opa! Opa! A, l-a ascuns acid de la Micu să nu-l găsească. Băi, ești nebun ce a ajuns și jucăriile astea? Jur că e adevărat. Să fac și o cerere să-mi pui și mie pene la rățușcă. Super jucăria, șeful, cu ce trage? Mârlane nu trage. Cum nu trage, șeful? Păi n-ați verificat-o și matale, că asta e copie fidelă cu originalul, trebuie să aibă vreo piedică, ceva. A, iute aici! Băi, e făcută după originalul, vă spun, ia să vedeți acum. Lasă-o, băi! Ce-ai făcut, idiotule? Păi, ești nebun și gloanțele-i copie fidelă. Ce-am făcut? Alo? Pol? Da, poliția. Chior? Chioretato! Chiorete, sunt eu, Sofia. Fai, tu faci mișto de mine că te găsește toți dracii. Văd că dacă te zi lui tantișor... Chiorete, Baros a tras în Mârlanu. Și l-a omorât? Nu cred. Fir ar să fie. Da, cred că l-a luat o statică, n-au mai ieșit de acolo. Auzi, fai, dar tu nu vrei în parcă să scap de Mârlanu? Ba da. Păi și atunci de ce dragi de amiază ai mai sunat la poliție? De proastă ce sunt. Proastă ești, fa. Și eu care m-am tot rugat să nu seamăn în partea lui Gogoașă. Trebuie să mergem, șeful, că s-a înregistrat reclamația la 112. Vreți să ne acuze că nu ne facem treaba? Ah, dragi damniaz, și sigur e o glumă proastă. De unde știți? Păi, căci că fiindcă singura reclamantă a recunoscut că e proastă. Nu v-am mai zis? Și în plus de toate, cine dragi bărțea să-l ia o steată pe Mârlanu, mă? Că ăla, în afară de jec și transpirație, nu produce nimic, n-ai ce să scoți de la el. Nu merge nicăieri. Să-ți aducă Afrodita. Șefu, nu mă trimiteți pe mine, că dacă dau ochii cu el, îl omor înaintea lui Baros. Dar ce ți-a făcut, dragă? A încercat să mă pozeze goală. Și-a reușit? Sper că nu, că atunci chiar că-i mort. Uite! Ce face șefu? M-a dus să-l salvez pe Mârlanu, mă, să salvez și onoarea seției. Nu tu cu gura ta ai zis că ne acuză ea de la 112 de incompetență? Păi stați puțin, că păi atunci vin și eu ca să-mi susțin șeful. Dar mi-o arătați și mie. Matriescule, a cinci secție? Poza, bre. Poza? Dragi Damias, ai mâncat zilele. Nino, 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 poliția! Dragi Damias, mă, ești așa tăfălo, mă, că avea semnal dintre ăsta. Mă, Baros, acinea poliția! Eliberează-o state cu că ești în circuit! Adică ești împătrit, căci că fiindcă clădirea e în formă de pătrat. Nu e nevoie de portavoce, șeful, că-i Colea. Știu, tăfăloagule, știu. Dar vreau să părem și noi mai duri, mai intransigenți. Bă, tu ești necultural, tu n-ai văzut cum filme cum se negociază cu infractorii? Ce zice șeful, că nu vă aud? Scoate-ți dragi, Damiaz, alea din urechi. Acum auzi! Auzi, Chiorete! Mârlane, ai poza aia despre care am vorbit, ră? Da! Dă-mi-o pe suboșe dacă vrei să te eliberezi! Nu pot, că nu mă lasă Baros să mă apropii de ușă. Pițăr. Baros,
Ia zi-mi, ce vrei ca să-l lași pe Mârlanu să iasă? Șeful cu matale vorbește. Zice că 10.000 de euro. Cât? 10.000! Nu pot să mă răgnesc mai tare, că n-am porta voce, tâmpitule! Șeful, doar nu vreți să-i dăm 10.000 de euro pentru o amărâtă de poză cu Afrodita? Dacă vreți, putem să o fotografiem și noi, la dușuri, când venim de la cursurile de autoapărare. Fac eu o gaură în circuitul de aerisire. Și acum aș spui, idiotule, că te găsește, dracii! După ce am declanșat intervenția, după ce am început negocierile de eliberare a statecului. Prost ești, mă! Baroase, vezi că am sunat la centru, mă! Și mi-a zis că n-are atât tabănet, mă, de un să-ți dea. Mă, taie și tu un zero, mă, că ce dragi de-am iaz, e criză! N-avem, suntem bugetari, păi ce? Ok, băgați banii care aveți pe sub ușă și mă eliberează. Păi mă, Mârlane, Baroase e mut? El de ce nu vorbește? Nu vrea, ca să nu se desconstipe, să n-aflați voi cine e el. Matescule, domne... Domne, facem rost, mă, domnie, dă euro, ia. Șeful, chiar e ținut gagică sa, adică lui Teo, că sigur are că-i dita mai patroana. Și nu văd de ce să nu vrea, că oricum banii îi rămân în familie, că-i dăm lui gagică su. Tu nu ești prost? Nu sunt să trăiți! Și asta nu-i bine, Matescule! Căci că fiindcă poate vrei să-mi iei locul! Vrei să-mi iei locul, Matescule? Nu să trăiți, nu să trăiți! Asta a fost o excepție! Eu, de fapt, sunt prost 24 din 24! Vezi că te verific! Ți-ar bota, Recu! Hai, sună pe Teo! Căci că fiindcă eu am mândruță și nu se cade ca... un bărbat cu mândruță să sune alte muieri! Să-i... V-ați împăcat cu Afrodita? Matescule! Bravo, bă! Să-i revenit! Așa te vreau! Prost non-stop! Bâte să fii! Așa! Mulțumesc! Toți! Sună! Ce are? O poză cu tine goală! Băi, mie mi-urlă portavocea în creier și tu surzești? Da, de unde știi? Păi dacă i-a cerut ochiorete, auzi? Nu-i așa că vii și l-o mori? Nemernicul, de ce l-a pus pe Mârlanu să mă pozeze? Normal că l-o mor! Nu pe chiorete femeie pe Mârlanu mă refeream, firara dracu! Cum merge? A adus banii! Hei! Ce tragi, Damias, ca soacilea! Am venit să-mi ajut șeful. Dar ce bani trebuia să aduc? Aveți cumva de dat ceva, cuiva, pentru ceva? Normal, lui Mârlan, pentru Baros, mă! Interesant! Unde e? Păi acolo! Te-ai adus banii? Am adus și... Îți atingi scopurile cu banii altora, și mai interesant! Nu că asta aștept, a mea a fost ideea! Stai mereu, popoană, nu e zdravână! Păi ce vrea e să intre acoalea, să creează ăla că suntem noi să-l omoare pe Mârlanu înainte să... Înainte să ce? În... Ah, ca așa mă enervez! Înainte să... să ne arate unde are locul de veci, păi... Da-te, Daci, bă, că te găsește, Daci! Ce mă rog, da-te! Bară spre de... Da? Că dacă nu mă încurci... Bă, rog, să avem banii, eliberează-o statecu! Ia-l, ia-l! Ce? Te-ai eliberat? Nu, nu, m-a trimis după bani. Tăi masa pe gheața de bani și treci încoace că... Stai, lasă-mă locului, că dacă nu mă întorc, mă împușcă care pistol cu lunetă și mă urmărește. Păi cum stăm puștea, mă, că e ușa închisă? Sau... Dacă iar ești stă cu pistolul la gaura chei, din țeava e drept la mine, de aia nu poți, mă, când aia și mă împușcă. Și mă gândeam că dați banii, duc și că nu-i numără, poate la nihilez eu, că nu-i atent. Cocoană, scoate banii! Bani, 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 numai asta! Ia bani!
Ce tragi, Damia, să nu mere dragi, dacă-ți două cârtii, ia o secundă. Mai mari nu găseai? Nu găsea șeful, că de mie nu există. Iar te dai mai șmecher decât ești? Gata, șeful, am înțeles, sunt idiot. Ați văzut ce repede mi-a revenit? Vă scăpați, nu te-ai de schimbă. Hai, lasă-i așa că mă descurc eu, că-i dau să uite la serii, să verifice, ca să nu fie fals. Să nu... Nu te uiți. Ce vrei? E, dar ce fac cu ăsta? Și mă gândeam că dați banii, duc și când îi numără, poate la dihinez eu, că nu-i atent. Hai că sunt genial, dă-mă dracu. Să crezi tu că mă las! Ce e? Ce? Mai vrea bani, mă? Nu, că l-am anihilat. Sper că nu ai dat să-mi centură, că te crăp! Avea centură? Băs! Ești cu mâinile sus, că te crăp! N-auzi că nu poate să iasă cu mine sus, că l-am anihilat. L-am... I-am... L-am împușcat. Ce-ai făcut, mă? Băi, idiotule, era sub tratament, n-avea din șerna, mă, ce-ai făcut, Imaronselule? Păi ia-ți-o, mama lui! Dă poza, că te sparg! Dă-mi, flatule, poza, unde-i poza? E, nu chiar așa de greu, stai... Așa... Da! Voi sunteți complet idioți, va? V-ați suflat mârlanul în gură? Ah. Păi, eu sunt ăla împușcat și tot pe mine mă arestați. Exact! Pentru luare de ostate și santaj! Bă, pe cine am luat eu mă ostate, că? Pe mârlanul! Ca și că fiindcă de-aia te-a și împușcat, ca să se libereze! Nu vedeți, mă, că nu-și aduce aminte de nimic. Nu e responsabil pentru faptele lui. Trebuie să-l duc la terapie. Ba, sunt responsabil și nu mai e nimeni niciunde. Asta le-ai zis, mă, mincinosule? Că m-ai împușcat ca să te eliberezi? Păi te omor, mă. Matescule, arestează-l-ai! Lăsați-l în pace că nu e vinovat. A zis lăsați-l? Aha! Ține parte infractorului, să opune! Matescule, arestează-o pe agenta Afrodita! Cu mare plăcere, șeful. Dar mai întâi trebuie să o dezarmez, nu? Execută-o! Mâinile sus! Complice, nu tu, mă! Complice deosebit de-a bună! O să regres, Chiorete! Ăsta e un abuz și totul e o scenare! Auzi, mă, Mârlane, dar cum l-ai împușcat că noi n-am auzit niciun foc de armă? N-ați-a la... În liniște! Păi nici n-avea cum! Că m-am pușcat acum două ore. Dar acum două ore sunt leșina. Aha! Deci m-am pușcat! Matiescule, rearestarea! Sigur că da, șeful, da. Trebuie să o mai dezarmez odată, nu? Executare, rea! Ia mâinile de pe mine, lipitinosule! Ia mâina, măgar! Șeful se opune arestării! Nu ți-a rușine! Ia stați puțin! Păi dacă e leșina de două ore atunci, cum a cerut banii? Aud? Așa, Mârlane? Ce? Ai vrut să-mi infunzi iubițelul nevinovat? Poate să plăcesc acum ăla că o să-i omor! Ia să vedem, domn șef, cum rămâne cu arestarea, hm? Ia! Păi asta a vrut să te aresteze! Scâmpitul ăsta! De ce nu mi-ai zis, mă, că n-a fost nicio pușcătură? Păi dacă mi-ați urlat cu portavocea asta în urechi, de unde să mai aud în pușcături? Că m-ați surzit! Afrodita, ce vrei tu? Ca să facem ca să uităm acest mic incident. Poza. Care poza? Știi tu? Ah!
tu de acolo, Mărlane. Odată și odată trebuie să te elibereze. Așa, dă și tu. Păi, am pus amândoi, ăștia sunt alții. Bă, vrei să vezi sau nu? Da, băi, zgârțite. Hai să-mi dai 500. Hai. Așa, tăticu. Sunt toți, numai. Ia. Așa. Era culcată? Da, cu crațele sus era. Nu, nu, băi, nimic. Gata, ajunge. Băi, băi, Mărlane, băi, ți-a dat o groză de bani acolo. De cât ai stat, de atât ai vizionat la revedere. Cât e minutul la tine, băi? Băi, dispareți. Șeful, dar nu se poate. Dumneavoastră ați văzut-o în carne și oase. Ne uitam și noi un pic. Nu e ca și life-ul zău? Am ordonat afară fuga. Mărs! 2, 3, 4, afară! Șeful! Mateescule! Don't be ridiculous! Ce? Să știi că știți, arăt tot pe bani, că trebuie să-mi plătesc cauțiunea. Tu, dacă-mi dai poza, ești liber, mă. Hai, dă cu acea. Și-mi plătești și datoria la poza? Oh, da, mă, ți-o plătesc, dă cu a poza, hai! Ne. Până n-ajung acasă, n-o pupi. Ia chiriși de scuie. Hai, ne mișcăm mai cu talent! Gata că am ajuns acasă! Bagă poza încoa! Ia! Nu că e mișto? Praf te fac! Deci, asta e admiratorul meu secret, pentru care ai făcut poza! Ah, chiar ești... Hai, bravo! Stai! Deci tu mă iubești pe mine secret, dar ce jenă să recunoști asta din cauza ăstora. Vino la baba, lasă dracu poza, că ți-arată baba life tot ce vrei. Stai, bine! Fost, dar n-ai un să ascunzi, că baba tot te găsește și în gaură de șarpie. Îl caut în gaură. Na, mă rog, asta e bine, pentru că înseamnă că poți mai fac niște bănuți cu ea. Sau nu? Ha? Nu de dea, stai că ți-o dau, ia-o! Nu mă bate! Nu te bat, că nu am voie, da? Sunt om alegi, în schimb, alții au voie și abia așteaptă. Asta ce-ți fac eu? Ha? Ce faci, Suțu? Ți-era dor de noi, ma? Să vezi! Lasă, Mărlane, că bulgarii sunt grădinarii născuți, au destule flori. Auzi? Eu zic mai repede. Zi mai rar, că poate zici. Fără de mai. Hai. Bună ziua! Iertați-mă, am uitat pistolul.
Solomone, tu ai băut gaz? Păi cine dragi Damian crezi că ți-a aprobat ție așa ceva, mă? Organele abilitate. Poate organele debilitate, mă. Dar pentru asta trebuie să faci cerere la spitalul de nebuni. Nu e așa, șefă? Afirmativ, Matescu, afirmativ. O să-i râdă nas. Mă rog, nasul lui chiar stârnește râsul. E asta e. Nu toți suntem frumoși ca dumneavoastră. Mulțumesc, Solomone. Frumos. Eu cum sunt, Solomone? Și mai frumos. Și sexy. Și sexy, sexy. Bineînțeles. Și ce, Solomone, eu nu sunt sexy? Ba da. Mai sexy ca mine? No. Solomone. Adică da. Șeful. Gura că vă găsește, dragi. Că numai ses aveți în cap, numai la aia vă gândit. Măgarilor. Ca toți bărbații din ziua de astăzi. Se visează călare, dar nici măcar nu mai știu să se poarte cu o doamnă. O floare n-ar fi în stare să-i cumpere. Care doamnă? Șeful, m-am voit și pe mine că am oră la dentist. Eu, dar ai bani, Matescule, ai bani! Dacă-ți permiți lusul să stai câte ore la dentist. Mă rog, du-te! Mulțumesc! Mulțumesc, șef. Afrodita, ție ce flori îți plac? Adică ce flori le plac doamnelor în general, așa? Că să știu ce să iau dentistei, că e doamnă. Ia-i orice, Matescule, gestul contează. Da. Trăi, șefu, mulțumesc! Șefu, puteți să mă învoiți pe mine o oră așa? Tu unde te duci? Tot la dentist, că m-a apucat la dintele ăsta pusul. M-a apucat o durere când vorbea Matescu cu ceva despre ea. Vreau să beau și un ceai cald. Mă rog, du-te, să nu vă ia mă salată minte pace. Poți să mă duc și eu, șeful, să... Du-te, mă, du-te, că dacă sunteți trei, poate face un disco într-o la de grup. Hai, fugă, marș! Dar eu nu vreau la dentist. Solomone, e orden. Eu vreau să mă duc să depun cererea. Da, bă, și după aia te duci la dentist. Că oarși cum o să ai nevoie? Că sigur îți sparg dinții autoritățile când ori vedea ce măgăriele ce tu... Da, dacă scap, nu mă mai trimiteți la dentist. Da? Bine, fuga, marș! Ai venit? Auzi, iubire? Ție nu ți se face poftă așa câteodată de... la birou? Bă, da, iubito, da. O chem pe Betty și mă rezolvă. Te rezolvă Betty? Exact. Când îi văd fața, s-a terminat tot ce chef de... Că e mai tare ca brumura. Dai seama ce economie s-ar face la buget dacă ar exista câte o Betty în fiecare unitate militară? Orașele, tu nu trebuie să te inhibi. Trebuie doar să o chem pe soțioara ta, care vine și te rezolvă în 5 minute. 5 minute, mă rog, vorba vine că pentru 5 minute nici nu cobor scările. Iubire, iubire, și dacă o să intre cineva peste noi, ce facem? Nu intră, dragă, că s-a gândit fata la o strategie. Fii atent. Anunți pe intercomunicație că ți s-a făcut rău și eu vin și îți acord repede primul ajutor. Da, și al doilea. Și cu siguranță și al treilea. Și al patrulea? Da, te prim. Da, auzi, stai că deocamdată n-am anunțat nimic. Poate intră Betty și... Uf, poanta naibii. Ok, eu mă duc sus și aștept semnalul să vin repede să-ți acord primul ajutor. Bine că ai venit, dă-mă și pe mine cu cremă pe spate. Domnișoara, acoperiți-mă că nu e. Sunt eu, Matescu. Și de ce nu spui, măgarule? N-am apucat că... Ce cauți aici? Am venit să-i aduc florile astea Afroditei.
Afrodita nu e acasă. Știu că nu e. Aha, și ai venit special să mă vezi pe mine goală? Da, adică nu. Am vrut să-i fac o surpriză. Hai bine, lasă florile acolo, că-i spun eu că sunt de la tine. Nu-i nevoie că au și bilețel în ele. Auzi, dacă sună cineva, să nu-i răspunzi, că e posibil să treacă și șeful pe aici și ar fi păcat să te vadă și el dezbrăcată. Adică numai el să te vadă dezbrăcată, că eu nu te-am văzut. Vezi să-i sublinezi asta și lui Tanti, da? Să nu uiți. La revedere. Opa, vine și Chiorete. Da, de ce nu? Că dacă mă vede goală o să fie obligat să se combine cu mine. Că dacă nu, îl bag la violare de intimitate. Și așa sigur scap de mârlan. Intră, e deschis. N-am văzut nimic. N-am văzut nimic, jur, nimic. Am venit să-i aduc florile alea lui Afrodita, eu. Păi nu trebuia să vină Chiorete? Șeful? De unde știi? Mi-a zis Mateescu. A fost Mateescu aici? Normal! Florile astea de la cine crezi că sunt? Auzi, eu mă duc să mă schimb și vorbim după. Că dacă apare cumva tanti, o să creadă că... A fugit! Aoleu, baba! Ce fătălău! Salut, mâna. Am și eu ceva de vorbit cu domn primar. Da, să vedem dacă domnul primar este în birou. Da, ce e? A venit un petent. Și? E bazat sau pârlit? E păr... A doua variantă. Eject! Îmi pare rău, dar domnul primar nu este în birou. Păi dacă nu e, atunci cu cine ați vorbit? Cu domnul primar. Dar nu l-am sunat în birou. L-am sunat acolo unde este. Dar dumneata ce faci? Mă verifici? Mă închetezi? Cine ești tu, Colombo? Nu, doamnă! Agent Solomon! La dispoziția dumneavoastră. Dispoziția mea s-a stricat. Din cauza ta, la revedere! Nu plec până nu discut cu domn primar. Că știu că e în birou. Că adineori a vorbit șeful cu el. Dacă nu mă lași, o să zic că obstrucționezi organul. Și discutăm altfel. Bine, dacă nu mă credeți, puteți să vă convinge și singur. Alo, domnul primar? Domnul petent vrea să se convingă că nu sunteți în birou. Lasă, intre! Haideți, domnule, haideți! E, acum credeți? Să vă fie rușine că m-ați făcut mincinoasă! Mă scuzați, dar mi s-a zis că e aici. O să revin. Hai, hai! Ce-am ajuns să fac? Ei, asta este șeful. Dacă mai vreți vreun mandat, trebuie să câștigați încrederea votantului. Politica cere sacrificii. Știi ce n-aș pe aici sub birou? Ai așa un sentiment ciudat de claustrofobie? Dacă vreți, data viitoare mă bag și eu cu dumneavoastră sub birou. Ca să nu vă mai simțiți singur. Dă-ne-i florile. Nu sunt ale... Nu sunt sigură că mai știu, că primesc atâtea, am zeci de admiratori. Dar astea cred că sunt chiar de la preferatul meu. De la mine? Când dracu am fost eu aici? Nu tu, mă! A, nu eu! A, a fost aici! Nu, m-a trimis pe mine să mi le culeg singură de pe câmp. Normal că a fost aici, mârlane, și o să mai vină. Eu când ți-am spus că am un iubit, tu n-ai vrut să mă crezi. Cine că-l termenul găsește, dragă? Bă, tu ești nebun! Ia, cu drag, popoleț! Popol! Grabor, mă, e iubitul tău! Da, care-i problema? Hai, du-te și termină-l, cum ai zis. Păi, mă,
Ce-o fi atins din conștientă? Cu cum poți tu să omli cu cap de cretă? Cu un prostărac cu unul cu nume penibil? Normal că nu pot. De-aia nu te vreau pe tine. Păi... Nu la mine mă referea deșteaptul, la demeticul ăla, că nu-i ajunge Afrodita, tu vrea și pe tine acum. Se las că-i arăt eu lui. Hai să nu-mi zici că agresez organul, că dau bairam. Eu nu, dar tanti, sigur. Florile de la mine? Care flori? Pe care ți le-am lăsat acasă. Alea cu dedicație. Îmi pare rău, dar n-am primit nicio floare. Nu, nicio floare, nici buchetul pe care ți l-am lăsat. Ați fost și dumneavoastră? Păi ce credeai tu, Mătăiescule, că eu n-am și un dinte să mă duc la dentist? Eu sunt mai prost, nu? Aha, deci de-aia n-a primit ea florile de la mine. Că ați avut grijă dumneavoastră să le faceți pierdute, nu? Încetați odată, nu înțelegeți că n-am primit nicio floare, ce aveți? Te-ai dus la Sofia ca să-mi distrugi tu cum am făcut și eu florile mele. Aha, deci recunoașteți că dumneavoastră mi le-ați distrus pe ale mele. Păi și ce? Tu nu le-ai distrus pe ale mele? Nu! Vreau să știu atunci de ce n-a primit Afrodita flori. Căci că fiindcă au și florile demnitatea lor. Ele măcar au, spre deosebire de alții. Țar Cluntoal, dreacu! Azi că ți-arăt eu ție flori, îți dau eu ție flori. Să vi-l returne șeful? Afirmativ. Des. Am aflat cu cine umblă Sofica. Cu cine? Cu Poponeț. Poponeț? Adică Mondenul ăla plin de bani? Adică a lăsat-o pe Ana Lesco ca să se cupreze cu nepoțica mea? Super! Adică nu vă împotriviți, bre? Dar de ce să mă împotrivești, bă, tantăleule, că Poponeț e plin de bani, bă, e vedetă și o să o facă și pe nepoțica mea vedetă, bă. O să intre și în lumea alora care apară în revistele sclipițoase. Stai, yes! Bine, că nu dă Poponeț ăla. Nu dă Poponeț ăla, ziceam. Dă Poponeț Gaborul, fostul șef al lui Chiorete. Da? Păi e bun, da? Sugativă ce ești. E bun și ăla, că el e căsătorit. Și e și polițai? O să și protejeze? Poponeț am zis, da. Ce bou sunt! Mateescu vreau să zic. Păi Mateescu e căsătorit! Da, e cu o femeie! Omor! Bre, mai lasă băutura cu te apucă crize, vrei să omori lumea? Nu mai bine-l omori pe el decât pe ea. Păi de ce să-l omori pe el? Ca să intru la bulău pentru agresarea organului? Mărănele, tu vrei să-mi faci mie felul ca să poți să îi faci lui nepoțica mea tot ce strânce pe-n gleveja aia? Nu vrei! Atunci du-te singur și rezolvă treaba cu Gaborul, că tu vrei să-i fii gagiu. Nu eu! Gagiu cui lui Mateescu? Ia mai de asta, bă, că începe să sclipească creierul la idei deștepte. Ciorcova, vesela, mai bine? Yeah! Yeah! Iar tu! Hai că de data asta... O să mă crezi când zic că nu este! Da, dar nu o să fie nevoie, că știu că domnul primar... A intrat în ședință, dar de unde știi? Cum a intrat în ședință? Păi simplu, a deschis ușa de la sala de consiliu și a închis-o după el. Da, a vorbit... Ia uite, bă, cum merge mâna pe Coba. Bă, ce să mai chinuia Mateescu și da bere un ai de capul lui. Doctor sunt. Da, vă rog. Șefu, n-ați zis că ați vorbit cu domnul primar și că e în birou? Păi acolo și e, bă. Păi nu, că sunt la ușă cu secretara și zice că nu e. Bine, bă, disperatule, las că-l mai sun eu odată. Thank you.
Sună telefonul la domn primar. Nu răspundeți? Alo, da. E înăuntru. E robotul. Stai aici că șeful nu e. Nu e. Stai aici. Auzi, bă, Vandame, vezi că vine un idiot de la mine către tine cu o cerere aberantă care ține teoretic de prefectură. Dar am zis să nu o enerveze pe nevoastră ta, că aia să răzbună pe tine. Hai, te rog, scapă rapid de Martaloc, că eu n-am putut să-i zic să nu vie. E leșinat! I s-a făcut rău! Șeful, ce ați pățit? Să-i fac resuscitare, că mă pricep. Lasă că-i fac eu, tu anunță salvarea. Da, asta poți să o anunci și de aici. Atunci anunță familia, fu sus la nevastă, să haide! Hai, hai! Nu, Betty, stai potolită că n-am nimic. Ce păcat. Doar m-am prefăcut. Da. Mersi că m-ai scăpat de idiotul ăla. Da. Să nu-l mai lași să intre vreodată la mine în birou. Nu. Nu știu, inventezi și tu ceva. Spui că sunt cu smurdu. Da, da. Da? Da. Și nu intri nici tu, ca să pară treaba serioasă. Ai înțeles? Da, da, da. Betty? Da, 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 da. Mai vii, mă, la gagică mea, la Sofica, la Matescu, să trăiți, v-ați lăsat cu cui? N-am venit la nicio Sofică, idiotule! Am venit la Afrodita mea! La Afrodita, dar mă scuzați că nu v-a recunoscut, că din spate la... aveți așa o parcă... Eu am Pătescu, neisprăvit, unul care... un coate goale, un pâine în buzunare, care de la Sofica, i-a dat flori... Nu pot să-i dau numele, că e persoană importantă, dar... Ia uzi, a venit! Ce? Ne-ai isprăvit tu! Coate goale, mațe fripte! Băi, fii atent, dacă nu-l poglești cum ai pognit și pe mine, te crăp! Ai înțeles? Trăiți! Stare, cu forță! Hai să ne ascundem, să nu ne vază! E deschis! V-ați lovit? Ce mă costi cu tine? Ăsta a dat ce fucă, m-a lovit și pe mine. Ce faci cu ăla, mă? Vreau apă-l pe Sofica. Ce treabă am eu cu Sofica, mă? Eu am treabă cu Afrodita, unde mi-ai stricat buchetul? Și mie. Ce? Buchetul meu e important. Deci, te rog frumos, ca să nu te bag în pușcărie, nenorocitule, și-ți iau și asta. Te duci și cumpăr un buchet, uite-te bine la el. Identic și pui biletul ăsta frumos în el și îl dai lui Afrodita. Ai auzit? Da, am înțeles, cu drag popor. Mărlane, băi, fii atent și pentru mine faci la fel. Da? Unul identic, pui bilețelul, vezi că și eu pot să te arestez, da? Tu cu popoliți? Mărlane, hai. Am înțeles, exact, sunt pe drum. Al meu e mai mare, să te uiți bine la el, da? Am înțeles, am plecat. Să vezi patria. La revedere. Dărâm casa. Doamna prefect, lui domn primar i s-a făcut rău, rău. Duceți-vă repede. În sfârșit. Adică am fugit. Am fugit, vai săracu. Păi normal. Fuga la amant. Profită că e bolnav. Ca așa faceți toate. Și eu mă agit ca bou să-mi iau casă. Ca să aibă unde să-și aducă aia pe care o luau eu de nevastă, hândrălău. Ia că nu mai depun eu nicio cerere de casă și... Doar noi fi idioți să ratez așa șansă. Aprobat. Și o să stau singur ca să învăț minte pe fufă. Ce? Am înnebunit? Fac fals în acte? Să ajung să mă arestez singur? Da, știa naiba când aștia împilat-o chiar ea. Ce bou sunt! Avea dreptate șeful. Cu asta aș fi putut să-i dau peste nas.
cine nu riscă? Nu câștigă. Domnule primar, subsemnat. Ieti, băi, că la întunul ne-a dus pălării la amândouă. Vă ajuns, fii, că nu-i așa mărlan pe cât îți recomandă mutra? Stai, bine, că nu e eu... Dar de gură și nu mai scoate un sunet, că poate dă iar cum fașole. Ia și fă-i pe care îl vrei. Ah, iar pe ăsta că e mai puturos. Am luat mirosul lui. Mai puturos, adică mai parfumat, Anto, și nu-și mai bate joc de galantonul tău, da? Tanti, dar nu-ți dă la mine, de la niște admiratori, că scrie pe ele. Ce admiratori? De la... admiratoria care ziceam eu lui Matale, că eu am încercat să iau latitudine, dar am văzut că nu se poate cu ei, nu te înțelegi. Ce admirator, făi! Ia de să mă, ce scrie pe bilet? Poponeț? S-a răzgândit? Poponeț? Păi ăsta e bun, fată, că e liber. Mărlelele îmi pare rău, s-a ocupat fata. Hai, că ne-l pot eca. Ia, dar de ce să... Ieși, că te profui! Idiot. A, ta, să-și văd, să-și... A, bine, ce nu-mi iau. Era de aici? Mi-l dau? Nu. A, așa că este de... Mateiescu! Ah, admiratorul meu! Vă zici, fai, bărbat familist? Vrea femeie versată, cu experiență ca mine, nu tinerică, proastă și nepricepută ca tine. Păi sunt nepricepută, tanti, dacă nu mă lași mata să mă versez. Eu nu te las să te versezi. N-au zis, fă, că poponețe liber și că poți să-i dai accept? Hai! Ce mai aștepți? Yeah. Yeah. Să nu mă deranjeze nimeni, că am treabă, da? Slavă cerului și pământului și stelelor și norișorilor și pufișorilor. Da-te, urașule, ce? Ți s-a făcut dor de un rodeo sau ce? Fluturaș, ți-ai uitat chiloței la mine. Ups! Păi dacă mă fac să-mi pierd mințile, fiară ce ești! Pregătește-te că vin după ei. Auzi, 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 dar să nu mi dai din prima, să ne luptăm pe ei, da? Hai, hai că vin, pac! Opa, facem binețele de amor, eh? Suntem galantoni. E pentru Afrodita? Ai ghicit, gondacule. Eliberați zona, că am treabă cu Betty. Stai, mă, să-mi ia! Ești, hai, bă, ești, care treabă cu Betty? Stai, bă, că nu... Ieși! Ieși! Hai, da? Hai. Bă! Ieși, păi ce joci ce? Pupăză? Betty? Sunt ale mele? Normal că sunt ale tale, mă, Betty. Păi ce, mai vezi altă femeie în încăpere în afară de tine? Mersi, galantonul meu. Ce ți-am zis eu, mă? Păi, numai două secunde, mă, să iau florile și am ieșit. Sunt ale lui? Nu, iubii, vrea doar să le pună într-o glastră. Ce tragi, dar mi-a zbisez glastră, mă, nici o glastră. Le iau așa cum sunt și le duc la Afrodita, că ale trâșii sunt. Minte, mă, mică, minte, că dușmanii nu-și dau flori. Ah, faci special, bestie, să mă cert eu cu Betty. Tu vrei să ne desparți? Să te răzbun că ți-am luat-o eu pe Dezire, luându-mi-o tu pe Betty.
Chiorete, tu mă placi? Nu, nici într-un caz. Și să știi că pupăza are dreptate, florile lui, minunele mele. Păstrează-ți-le, bă, sănătos. Ai văzut, dragă? Da. Și florile astea vor să-ți transmită un mesaj. Ah, da, scuze, uite, n-am văzut. Stai să citesc, stai. Nemernicule! Peti, sunt... Florile încă nu s-au ofilit, tu însă da. Ce, mă? Florile încă nu s-au ofilit, tu însă da. Adică... Ce-și faci, omul cu mâna lui? Continuă! Adică-s prost! Sunt... Da! 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 Sunt prost! Ce ți-a zis, bă, idiotule, bă? Că o să-ți rup pe aia dinții când tu ar vedea cu măgăria aia de cerere la ei. Am te preface, căleașin, că te găsește aia dracii. Cu oricum de dentist nu-și scapi. Șef, șeful, e aprobată. Tantala ăsta a obținut casa. Nu! La caș! Dă ăștia case! Stai-te! Să nu trebuie! Înapoi, craiule, unde fost? Că noi avem ceva de discutat astăzi. Mulțumesc, tantișor, succes, să rămână! Yes! Tanti, eu jur, nu pentru Sofia am venit eu acolo. Eu pentru Afrodita, cu ea aveam treabă. Te uiți! Pentru Afrodita? Da. Păi în condițiile astea, făi, mai ai voie să ți-l faci iubit. Iubit? Gus. Iubit. Așa, făi, că rămâi tot la mărlanu. Și acum care el pute ca acasă, mă pot bucura și eu de viață. Gras, mă, frate. Păi, am să ies și eu, tântișor, ca să vă las în liniște, să... Hai, că aveți de unde alege. Da, nu cu ei am treabă. Nu cu ei? Nu. Da, cu cine, tântișor? Păi, cu Vârlau, cu experimentatul care mi-a trimis bălăriile alea mirositoare acasă. Adică de la cu tine, băi, vârtoșule. Cu mine? Da. Vă jurați, bă? Așa leșină bărbații după mine. Îi am pe toți la picioare. Dar nu-i nimic, că de-n trei mămâi fac eu unul sănătos. Na, cu care să încep? Rască, șefă! Aprobă! În sfârșit au reușit să ajungă și florile la mine. Dar de la cine sunt oare? De la mine! Ba, de la mine! Cum? Ei, stați că aflăm imediat! Ca să nu se simtă niciunul nedreptățit. Ce-ai făcut? Dacă permite să citesc din memorie... Florile încă nu s-au ofilit, tu însă da. Sorry, bă, băieți, dar n-am crezut că o să vă băgați sânguri în gura lupului ca proștii. Dumneavoastră ați... Of course, don't be ridiculous. Ca să îi demonstrez că nu o să ajungă florile la trânsa. Că florile au și ele demnitatea lor. Cum de altfel, bine am mai și spus. Să mă împotrivești, bă, tantalaule, că poponezi, e plin de bani, mă, e vedetă, fimea! No, bă, nu mai beau! Nu mai beau! Nu mai beau!
Ești sportiv? Ce-i cu asta? Sunt, da, am un joc biliard. Mi-ai stricat și buchetul. Ce faci? E arma albă asta. Mi-ai stricat buchetul de flori. Și mie. Nenorocitule. Fii atent că fugi pușcăria. Te duci. Uite-te bine la el. Ah. Ei două. Mă scuzați, dar e prea multe informații. De m-am amințit așa. Ia arma, anime, că mi-ai putut și mie. Bă, toată la mine. Te mai dai, mă, la strâmpica mea? Că batezi să trăiți. V-ați lăsat cu cui? Ăsta stil de final. Ce cauți la asta, fica mea, mă, nemernicule? Tati, am ceva pentru mata. Salva, tati, ți-am adus ceva, ghișe!